Domnul Iisus spunea în Evanghelia după Ioan că El a venit la ai săi și ai săi nu L-au primit, dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și eu tocmai asta aveam nevoie de a mă naște din Dumnezeu și de a fi copilul lui Dumnezeu, și dorința aceasta m-a împins ca să iau această hotărâre. Suntem în casa familiei Șumandea, Iacob și Ana, o familie vârstnică, aproape centenară. Câți ani aveți? 90 am împlinit, 91 sunt. Și soția dumneavoastră, Ana? 89. Mulți înainte vă dorim. Sigur, am vrea să vorbim despre viața dumneavoastră pe care ați trăit-o lângă Dumnezeu, dar mai întâi aș vrea să întreb pe soția dumneavoastră cum vi s-au părut anii aceștia pe care i-ați trăit lângă Iacob. Foarte minunat a fost, foarte minunat. Și copii și tot, e foarte bine și toți sunt slujba Domnului. Cum îl vedeți pe Iisus Hristos după câți ani? După câți ani îl cunoașteți acum? Acum ai 64 de ani. De 64 de ani îl cunoașteți pe Domnul Iisus Hristos. Ce puteți spune despre El după atâția ani? Slavă Domnului! I-a arătat mare binecuvântare pentru noi, că ne-a scos din păcate și din fără de legi și ne-a înnoit, ne-a dus la viață ca să putem să îi slujim Lui. Și după ce Dumnezeu a lucrat această mișcare spirituală care a făcut-o în suflet, trezirea aceasta, la o viață nouă, Dumnezeu ne-a dat harul acesta ca să continuă în această măreață lucrare a lui Dumnezeu. Deci, întoarcerea mea la Dumnezeu sau a noastră amândoi a fost în 41. În 1941 era în timpul războiului. Da. Și atunci noi eram refugiați de aici, eu refugiat din Cluj, și lucram în București, și atunci m-am dus la adunare cu un coleg de muncă, care eu nu cunoșteam București atunci, și l-am întrebat dacă nu știu unde e adunare de pocăiți, că vreau să mă duc și eu la adunare. Dar de ce ați căutat adunarea de pocăiți? Și aș vrea să vă referiți puțin și la viața pe care ați trăit-o înainte, să înțelegem mai bine de ce ați căutat adunarea de pocăiți. Am văzut că eu aveam dorința așa în religia în care eram, în greco-catolică, să trăiesc o viață nouă, dar legăturile cu ceilalți oameni totdeauna mă duce la alte lucruri și pierdem legătura aceasta și dorința care o avem în suflet de a trăi o viață nouă, iară se ducea și iară se încurca. Și atunci am dorit să ajung între pocăiți. Ce știați despre ei în 1941? Pocăiții erau vorbiți și atunci de rău, așa cum se vorbește în lume, că lumea nu-i cunoaște. Dar eu am zis că pe mine nu aia mă interesează ce fac ei, pe mine mă interesează să fiu pocăit, să mă întorc la Dumnezeu ca să fiu o făptură nouă. Și așa m-am dus la adunare și am auzit cuvântul lui Dumnezeu acolo în adunare și m-am și hotărât atunci stând pe scaun pentru Dumnezeu. Erați căsătorit? Eram căsătorit atunci, că în 40 toamna ne-am căsătorit în octombrie. Și soția nu împărtășea aceleași căutări la momentul când ați mers la biserică? Și ea. Eu m-am dus dimineața la adunare și m-am hotărât pentru Dumnezeu și după masă a venit și soția cu mine și ea s-a hotărât pentru Dumnezeu, deci în aceea zi numai eu dimineața și soția după masă. Slavă Domnului! Și Dumnezeu ne-a ajutat și atunci era niște probleme grele atunci, că era timpul războiului și au trebuit să veneau răniți pe front din Rusia. Și atunci eu când înainte de a mă pocăi, am cerut lui Dumnezeu când eram tot concentrat în armată, că sunt contingentul 37, eram concentrat și am zis, Doamne, dacă mă scap de aici, mă duc acasă, mă pocăiesc și mă căsătoresc, mă pocăiesc și slujesc ție toată viața mea. Și am venit aici la Zams în Craia, aici este un depozit mare de muniție.
în pădure. Și compania noastră, specialități, au venit aici la depozitul ăsta să-l păzească și să aprovizioneze dacă va fi nevoie, deși încă nu era început războiul în partea cealaltă. Și atunci m-am rugat așa domnului și într-o dimineață vine locotenent colonelul, că e locotenent colonel, era comandant de companie, și ne spune că s-a cedat partea asta de Ardeal în 40. Și care sunt din teritoriul cedat, vor pleca acasă. Și atunci, pe de o parte, m-am bucurat și pe de altă parte, m-am întristat după că s-a cedat partea aceasta. Dar m-am bucurat de faptul că am zis că dacă mă scapă de acolo, mă duc acasă, mă căsătoresc și mă pocăiesc și slujesc Domnului toată viața. Și așa am făcut. Deci, asta vreau să spun că slujirea aceasta de atunci, deci veneau răniți de pe front și trebuie să mergem la spitale la ei și acolo care erau mai bine și puteau să iasă în curte spitalului, făceam adunare acolo și vesteam cuvântul lui Dumnezeu acolo în spitale, nu știu cum vorbeam, dar știu că mulți și un preasfințit a venit acolo cu un teolog de-a lui și a ascultat și soția și a adus-o și nu știu ce vorbeam, că nu pot să-mi dau seama, dar așa era, s-a bucurat de mine și chiar mă lăuda că zice că în curând o să ajung și eu preot. De fapt, eu am fost preot de când m-a chemat Dumnezeu la el. După cum spune și Sfântul Apostol Petru, căci toți sunteți o seminție aleasă. Și e Sfântul, neam Sfânt. Haideți un pic, pentru că o să vorbiți mai departe despre slujirea care v-a încredințat-o Dumnezeu, dacă vă puteți aduce aminte ce anume din ceea ce se predica în biserică, din cuvântul Bibliei, v-a determinat și v-a făcut conștient că trebuie să luați această decizie de a vă pocăi. Păi, Domnul Iisus spunea în Evanghelia după Ioan că el a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și eu tocmai asta aveam nevoie, de a mă naște din Dumnezeu și de a fi copilul lui Dumnezeu, și dorința aceasta m-a împins ca să iau această hotărâre. Și de ce oare să mă tem? Tu ești lângă mine când te chem. Și de ce oare n-aș cânta? Căci tu mi-ai salvat viața mea. În orice clipă de viața mea stau liniștit pe stânecă, ca pasăria-n furtună grea. În el am pace sfântă. Și de ce oare să mă tem? Tu ești lângă mine când te chem. Și de ce oare n-aș cânta? Căci tu mi-ai salvat viața mea. Deci așa am început prima dată să slujesc lui Dumnezeu. Ca începător mergeam la bolnavi, vizitam bolnavi și le duceam câte ceva așa, și după aceea, deci au venit răniți de pe front și mergeam și la ei după aceea, și așa s-a petrecut timpul până în 45, în care atunci am venit înapoi la Cluj, că eram de aici din Cluj. Am cerut Domnului când am plecat din București, am zis, du-mă, Doamne, unde ai Tu nevoie de mine și rânduiește-mi și o casă acolo unde se fac adunare. Și am venit aici și am cumpărat, era o cameră și bucătărie aici cu 70.000 și
Acum nu avem adunare, ce să facem? Și ne-am interesat, un om bătrân care stătea în casa aceea, din față, i-am vorbit despre Dumnezeu și ăla sunt toți la Dumnezeu, deci a fost primul rod. Avem în fața noastră o altă familie, doi mai bătrâni ei așa, și le-am vorbit și lor, s-au întors și ei amândoi la Dumnezeu, eram patru. După aceea mai am găsit încă două persoane și am fost șase. Și în 46, deci atunci m-am dus la București să stăruiesc după botezul cu Duhul Sfânt și acolo m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt la București și am venit acasă. De acolo și acum nu mai trebuie să merg la București, că am făcut rugăciunea și în casă la noi, ăștia șase câți eram, și Domnul a botezat pe soție cu Duhul Sfânt când ne-am rugat. Și i-a dat Dumnezeu un har mai deosebit ca mie și a umplut-o Domnul de putere. Și în 46 am avut primul botez aici, în Someș, în apă. Și de atunci Dumnezeu a început să lucreze și ne-a dat și daruri duhovnicești, deci era și o sora și care avea descoperiri. Și atunci am mers în lucrarea lui Dumnezeu și pe aici, prin Someșeni, și în 46, deci am fost șase, în 47 ne-am făcut 16 și în 48, apoi am trecut peste 50. Așa s-a crescut adunarea, Dumnezeu a dat har. Și atunci am primit și slujba în trei raioane, Luduș, Turda și Clujul. Vă referiți la ce fel de slujbă? Slujba de pastor, cum e acum județan, dar atunci era raioane. Cum se raportau autoritățile la dumneavoastră ca biserică? Da, ei aveau treaba lor cu politica, ei erau șefii peste noi. Dar dacă ascultai de ei, atunci nu făceai nici o ispravă. Dar eu m-am dus și am făcut lucrarea lui Dumnezeu. V-au pretins atunci să ascultați de ei în ce sens? Păi ar fi trebuit să-i întreb dacă mă lasă să fac botez sau dacă... Dar, deci toate lucrurile trebuia să vorbesc cu ei. Eu nu m-am împretinit cu ei, că eu m-am dus să împretinit cu Domnul și... M-am dus în lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne-a dat câștig. Atunci am plecat în raionele, deoarece în 44 a început organizarea cultului pentecostal, fiindcă cultul pentecostal a fost sub prigoane 22 de ani. Până în 44? Până în 44, din 22. Și bisericile, deci pentecostali erau pe la baptiști, prin la creștini după Evanghelie, sub autorizație, care n-a și trebuit organizat. Și m-am dus prin raioanele acestea și în timpul liber, că lucram și în fabrică. Și nu, în curând de vreme s-a început că Dumnezeu m-a ajutat prin darurile Duhului Sfânt, care lucra în biserică, după cuvântul care spune și Biblia, că cu ajutorul Duhului Sfânt poporul se înmulțea. Spuneați că Dumnezeu v-a ajutat în biserică prin darurile Duhului Sfânt. La ce vă referiți? Aș vrea să descrieți puțin. La prorocii, descoperiri, era descoperiri dumnezeiești, care puteai să fii sigur pe ele. Că acum știți cum sunt lucrurile amestecate, deci trebuie să le alegi. Dar atunci era, la început, era lucrările, așa, spunea Domnul, una, aia era. Și care era scopul acestor mesaje din partea lui Dumnezeu? Cum vă slujeau dumneavoastră? Cum vă foloseau? Păi mergeam unde zicea Dumnezeu și ne descoperea lucrările Lui, mergeam în lucrare și acolo Dumnezeu își făcea lucrarea și asta era, într-una era progres în lucrarea lui Dumnezeu. Dacă autoritățile de atunci ar fi vrut să vă ține cumva sub control și am înțeles că nu ați acceptat să faceți lucrul acesta, nu ați avut momente în care să intrați în conflict cu
autoritățile. Și când am botezat, ieșind, am botezat 20 de tineri aici în fânasele Clujului, inspectorul raional, că era și raional și regional. Zice că de ce nu i-am spus lui că așa trebuia să fac, m-a chemat la el. I-am spus că eu înțeles de la Domnul că trebuie, cine crede și se botează, va fi mântuit și i-am făcut lucrarea asta Domnului, că el e mai mare. Nu? Zice, atunci nu te mai recunosc. Da, păi, nici eu nu vă mai recunosc. Atunci fiecare ne vedem de treaba noastră. Și apoi nu știu ce s-a întâmplat cu el, că după aia lucrurile au început să se schimbe și a fost că un frate din București a fost aici la noi și el, după ce a mers acasă, l-a arestat. Era, nu era voie să umble și să prin țară și dacă mergea la cineva, eu trebuia, dacă a venit la mine, să mă duc să-l spui la, ce știu, la cine trebuie să mă duc să-l spui că a venit la mine și că nu. Însă s-a întâmplat că a venit la noi și eu nu m-am dus să-l spun la nimeni, că la poliție, că a venit cineva la mine. Și mă cheamă la securitate și vine un major din București, securist, și cu a nostru de aici de la Cluj, mă cheamă la ei și mă întreabă că... Dar întâi mă leagă și zice că dacă să am grijă, că martorul mincinos se pedepsește. Deci mă întreabă când au fost la noi. Eu n-am știut, nu ne-am adus aminte. Zic, nu ne-aduc aminte. Trebuie să mă duc acasă, întreb soția, poate că ea ține minte. Și el nu s-a răsculat așa împotriva mea, că nu-i voie să știe nimeni și așa. Bine, dar zic, dumneavoastră a spus că martorul mincinos se pedepsește. Acum ce să vă spun? Și atunci zice ăsta din Cluj, zice să meargă acasă și la ora 5 să fie după masă. Și la ora 5 m-am dus înapoi, soția chiar ținea minte când a fost la noi și eu țineam minte ce am vorbit împreună, că și asta trebuie să le spui lor. Și zic, noi când ne adunăm la oaltă, acum era numai ăsta din Cluj, nu era și celălalt securist. Și când ne adunăm la oaltă, noi ne rugăm lui Dumnezeu, citim din Biblie și ce ați citit, zice el. Și atunci spun, zic că am citit din Ezechiel 47. Și ce spune acolo? Zic că acolo vorbește de un râu cu apă care se duce și pe unde trece râul acesta se vindecă apele. Dar zice, ce e asta? Păi zic, asta e lucrarea Duhului Sfânt. Pe unde se duce această lucrare? Și nu, i-am spus mai multe lucruri și dintr-un timp s-a oprit. Mergea după mine și după un timp s-a oprit. Probabil că avea și el un magnetofon acolo care se registra. Și nu zice, acum să facem o declarație și zice, s-o trimite și credem că l-a ajutat. Și am făcut declarația și am semnat-o și deci eu scăpat fratele de la închisoare. Dar ați avut și ocazia să-l mătruisiți pe Dumnezeu față de autorități. Așa de frumos a fost, că eu am vorbit așa liber ca și când aș fi fost la adunare și el m-a ascultat iar cu plăcere, și până când am văzut că prea departe mă duc și atunci m-a întrerupt. Așa a fost lucrarea lui Dumnezeu. Așa Dumnezeu atunci a început lucrările care s-au făcut prin aceștia părți a raionilor unde lucram. Și m-a ajutat până aici, am ajuns la vestea asta și am slujit lui Dumnezeu și acum văd că nici acum nu scap de slujbe și acum trebuie să slujez mereu Domnului. Un singur dor mai am și eu, acela de a sluji mereu lui Dumnezeu
cel bun și sfânt, cât voi trăi pe acest pământ. Lui Dumnezeu cel bun și sfânt, cât voi trăi pe acest pământ. Acesta-i singurul meu dor și cred că pentru-n muritor nu este un alt dor mai sfânt, nici mai frumos pe acest pământ. Nu este un alt dor mai sfânt, nici mai frumos pe acest pământ. Aș vrea să aveți câteva referiri la familie. Prin ce momente ați trecut cu copiii? În 41 toamna, în noiembrie, am avut primul băiat. Și băiatul în 42, 43 s-a bolnăvit. Și a umblat multă vreme, 8 luni a fost la sanator, la spital cu el. Și atât au slăbit de tare că nu mai găsea nicio cărniță unde să-i facă injecție. Și l-au trimis în Transilvania să schimbe aerul, că avea scutus. Atunci eram în București, pe urmă m-a trimis acasă, aici la părinți. Și când vine înapoi, tot așa vine cu el bolnav. Și atunci am rămas cu el singur în casă și l-a luat usa aceea de gândire că își omoară așa, nu lăsa nici să respire și am zis, taci și să nu mai tușești altul. Și nu mai tușit până ziua de astăzi, s-a vindecat și cel mai voinic dintre ficiori și cel mai bun băiat. Slavă Domnului, ce frumos! Deci ați poruncit bolii mai degrabă decât copilului. Sigur, și el a înțeles, Dumnezeu a lucrat așa, că așa ne-a dat el harul ăla de am spus și el a ascultat. Și de atunci am văzut că Dumnezeu vrea să facă și vindecări și face vindecări și împreună cu Dumnezeu să lucrăm mai departe și așa au continuat lucrarea. Și după aceea am avut a doilea copil în 43 și el s-a bolnăvit și tot așa nu ne-am mai dus la medic și au avut așa ceva bube pe ochi, era așa ca și niște coși de nucă și tot așa ne-am rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a vindecat pe dimineața, nu m-am văzut că i-a căzut coșile jos de acolo și i-a rămas vindecarea. Ce ați zis? Mare minune a fost. Dar na, ne-am bucurat de asta. Și Dumnezeu în 45 ne-a dat fetița, deci în 45 am venit aici și în 45 s-a început aceea adunare aceasta care e acum la numărul 40. Deci vis-a-vis de casa dumneavoastră este o casă de adunare. Și Dumnezeu a lucrat în așa fel când a plecat băiatul nostru în America în 96, așa mă gândesc că chiar atunci o fi fost, o lăsat aici, era biserica de 450 de membri. Așa a crescut biserica în timpul ăsta. Și Dumnezeu lucrează și astăzi și după aceea în 80 am deschis o adunare acolo pe Albinei și în timp de 23 de ani, cam așa, Dumnezeu a lucrat, au fost botezați peste 5.000 de suflete acolo și de acolo s-a desprins biserica care îi înmărește acum și tot de acolo s-a desprins și biserica care e în Zorilor. Deci partea de acolo și așa. Deci Dumnezeu a dat un progres mare acolo în lucrarea lui Dumnezeu și chiar știrbitura aceea care s-a făcut acolo blocuri că trebuie să fie un L în San Jos pe Petroasa, acolo s-a oprit. Când ne-am dus acolo și am cumpărat casa aceea, s-a oprit
construcția și acolo rămas biserica și în jos nici nu mai venit, numai pe partea dincolo. În fața noastră acolo, în colțul celălalt, era un bufet. Acolo beau oamenii și venea și făcea gălăgie, bătea în geamuri când ne adunam acolo. Și-a venit un beat acolo la noi în curte într-o sâmbătă și zice, mâine, zice, știți că vin aici la dumneavoastră, dar nu așa cum sunt acum. Și au venit și s-au predat lui Dumnezeu și până în ziua de astăzi în adunare pocăit. Și bufetul s-a desfințat de acolo, biserica a rămas și așa o altul pas frumos care s-a făcut acolo și atâtea suflete au ajuns să fie mântuite. Postul și rugăciunea sunt la îndemâna creștinului. Ce puteți să spuneți despre această latură a vieții? Ați experimentat-o, ați trăit-o? Ați văzut minunile lui Dumnezeu în astfel de împrejurări? Da. Păi, pretutindeni pe unde mergeam, deci Dumnezeu mă însoțea în lucrare și că acum vedeți că noi facem o parte mică, dar Dumnezeu face partea cea mare. Facem rugăciune pentru bolnavi, bolnavii se vindică. Dacă aici era un Adrian, Vlaicu Adrian, era l-a declarat că era gradul 4, cancer, și sora lui m-a chemat la spital la el, m-am dus la el acolo și el s-a mărturisit și s-a hotărât pentru Dumnezeu și încă i-a tăiat 3 costii pentru că apă, zicea că apasă pe plămânii lui, că la plămâni avea cancer. Și am făcut rugăciune acolo la spital, așa cum se poate acolo, o scurtă rugăciune și ungere cu un de lemn. Dumnezeu l-a vindecat și până în ziua de astăzi. Și după rugăciune l-a dus la, iară la control și a spus că nu mai are nimic. Încă sora lui zice, păi cum ieri a spus așa și astăzi spuneți altfel? Păi zice, și medicii mai greșesc. Dar i-am spus ei, nu greșesc nimic, că atunci așa au fost și acum Dumnezeu a schimbat lucrurile, așa că l-a vindecat Dumnezeu și astăzi e vindecat, ne-am bucurat. Aș vrea aici să vă întreb și să faceți o paranteză la aceste vindecări. Ce spuneți bolnavilor și cum procedați? Da, păi numai credința în Domnul Iisus Hristos. Știți că cuvântul lui Dumnezeu ne spune că dacă este cineva bolnav, să cheme prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe bolnav și Domnul îl va însănătoșa și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Deci asta o face omul. Se duce acolo și Domnul face lucrare de vindecare. Și este ceva ce primează în procesul acesta al vindecării? Ce este mai important? Dacă are păcate, sigur că întâi se face mărturisirea, pentru ca el să poată să prindă legătura, că dacă e păcat, nu poate să intre în legătură și împărtășe cu Dumnezeu. Și atunci Domnul zice că dacă ne mărturisim, El e drept și credincios ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Și atunci, prin mărturisire, este ca și cum spune Biblia, măturata a luatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă cum sunteți fără aluat. Și așa se face lucrarea și Dumnezeu atunci face vindecarea. Sigur că trebuie trăită în curăție, în primul rând, după ce Dumnezeu că altfel nu poți lucra împreună cu Dumnezeu dacă nu trăiești în curăție. Și post, sigur că avem și piedici, pentru că lucram în fabrică și acolo să nu vadă ea, să nu fac postul să mă vadă oameni. Atunci eu m-am hotărât așa că la ora 9 avem masa acolo și mâncam la ora 9 cu ei împreună și după aia mâine iar la ora 9. Așa făceam postul. Deci de astăzi de la 9 până mâine la 9 sau dacă eram liber atunci făceam de dimineață până seara și așa se făcea postul și rugăciunea deoarece avem multe piedici în lucrare dacă nu stăruiem
în post, rugăciune și Dumnezeu m-a ajutat și îmi dădea izbândă în lucrarea aceasta mare, că doar e a lui Dumnezeu. Și El dă puterea aceasta, dar postul și rugăciunea și milostenia, pentru că trebuie să trăiești această viață în marea binecuvântare a lui Dumnezeu. Deci aici dați și vi se va da. Deci trebuie să fii și un om, nu ca să fii lacom, ci ca să dai. Deci din cât ai, cum a fost văduva aceea, care numai a doi bănuți i-a avut, care i-a dat acolo Domnului și a spus că asta a dat mai mult decât toți ceilalți. Deci Dumnezeu caută ca și partea aceasta să o îndeplinim, adică să ajutăm pe alții. Câți copii aveți acum, la ora actuală? 4. Și cu 4 copii, prin anii 50-60, nu cred că v-a fost ușor. Cum de ați mai reușit să faceți și milostenie din venitul casei? Ce venit aveați? Nu era mare venitul, dar era binecuvântarea lui Dumnezeu. Soția lucra? Nu, trebuie să crească copiii. Numai eu lucru. Minunat, toate lucrurile așa, harul lui Dumnezeu a fost cu noi, deci puterea. Și nu v-ați supărat că soțul mai lua din salar și trebuia să dea la alții? Nu, de asta nu. Așa era hotărârea noastră de la început, de când ne-am căsătorit, că a 10-a parte din câștigul nostru l-am dat Domnului și când a fi mult și când a fi puțin. De aceea era o hotărârea noastră care trebuia să o ducem la îndeplinire pe lângă celelalte. Pentru că dacă mergeai la bolnavi, nu puteai să mergi cu mâna goală. Și dacă vineau frații la noi, n-aveai ce să faci, trebuie să le dai de mâncare seara. Și a fost așa odată că acolo în camera din față, în care e 4x4, am culcat 40 de frați. Jos pe dușmea acolo și am adus de la o soră de aici din vecini paie și o bondă, nu știu ce, și acolo i-am culcat pe frați. Eu pierd așa la cap și culcați acolo, că nu vreau să meargă în altă parte, că dimineața ne sculam de dimineață la rugăciune și ei prețuia mult rugăciunea, mai bine se culcă jos pe paie decât se culce în pat. Și era așa o dragoste pentru rugăciune că... Da, nu. Și 16 surori le-am dus aici la o soră, deci 56 de persoane rămas aici. Și pe când vineau, că mă pregăteam, că mi-a anunțat și atunci făceam mâncare și mâncau și sara. Și n-ați dus lipsă din pricina asta? Nu, nu, nu. Totdeauna Dumnezeu a dat destul și a ajuns și a și rămas. Așa au fost, deci, lucrurile. Da, aș vrea să ne întoarcem puțin la post și rugăciune. Au fost situații în care a stat în post nu numai pentru probleme personale, ci și pentru alții, și cum făceați? Da. A fost și așa un post când o soră care avea dar de descoperire printr-o greșeală care a făcut-o înaintea Domnului, o pierdut legătura și părtășia cu Dumnezeu, nu mai a avut nici vorbire în limbi străine și nu mai a avut nici descoperire. Și atunci noi am făcut o scrisoare și am trimis-o la București, la frați, era în altă stare atunci, și frații au pus înaintea Domnului scrisoarea și o trimis răspunsul înapoi, că sora să stea 9 zile în post și numai a treia seară să mănânce. Și biserica s-o ajute în rugăciune și Dumnezeu va schimba și în timpul acesta, Dumnezeu va îmbrăca încă 5 persoane cu putere ca lucrarea să fie întărită. Și așa au fost în timpul postului ăsta, sora mânca numai a treia zi, noi făceam câte un post așa din seară în seară. Și Dumnezeu la împlinirea postului i-a dat înapoi lucrarea și i-a venit harul lui Dumnezeu în mod deosebit și am continuat. Altădată am avut descoperire pentru lucrarea lui Dumnezeu să facem post și rugăciune, să facem 20 de zile de post.
Și așa am făcut, 20 de zile. Domnul a zis că să mai facem încă 2 zile de mulțumire după post. Și așa Dumnezeu a început să lucreze și a fost ceva care nici nu poți să le spui așa, lucrări minunate a făcut Dumnezeu pe unde mergeam. Și trăiam în post, în rugăciune și Dumnezeu dădea izbândă și pe unde am lucrat, chiar avem și o localitate, Cecălaca, de unde s-a ridicat de acolo 18-19 păstori chiar, care sunt mari păstori și Dumnezeu le-a dat harul. Deci pe unde am umblat s-a ridicat biserici. Într-o seară ne-am coborât de la Panticeu, ne-am coborât la Coruș, fiindcă umblarea nu era cu mașina, era tot pe jos. Mergeați peste dealuri cu frații împreună? Pe jos, pe jos. Și am venit la Coruș. La Coruș. Meream și eu cu el, că ne duceam, plăcea tare mult. La Coruș nu era adunare și ne ducem într-o seară acolo la... era o soră numai pocăită acolo și ne ducem la un om nepocăit care avea 3 camere și un coridon așa mare și ne-am adunat acolo, dar eu nu știu cum s-a strâns atâta popor că a fost plină și curtea. Afară în curte era pe la 12 seara și nu se duceau de acolo de la adunare. Atâta. Da. Asta a fost o minune și pentru tare mult m-am bucurat. Deci erau săteni care veniseră să asculte cuvântul Domnului. Da. S-a întâmplat o lucrare acolo, în timp ce vorbeam din cuvântul lui Dumnezeu, Domnul a botezat cu Duhul Sfânt în timpul vorbirii pe 2 fete care nu au fost pocăite. Le-a botezat cu Duhul Sfânt. Atunci părinții s-au strâns pe lângă ele. Ele se bucurau în Duhul Sfânt. Părinții plângeau. Oamenii s-au strâns la fereastră să vadă ce s-a întâmplat acolo. Și era o mișcare și din momentul acela au rămas biserică în Coruș, de unde s-a ridicat Meșaroș, Marin și Vasile și alții predicatori și Dumnezeu a lucrat în chip minunat acolo. O altă biserică s-a ridicat în Lunca Mureș. Un bărbat avea mama bolnavă acolo și m-a chemat să fac rugăciune pentru ea. Am făcut rugăciune și ungere și Domnul a vindecat-o. Și acolo s-a ridicat o biserică după lucrarea aceasta care a făcut-o Dumnezeu. Deci așa se extindea lucrarea lui Dumnezeu prin lăsa câte un semn Dumnezeu într-un loc și aici au botezat cu Duhul Sfânt, dincolo vindecat și dincolo alta și alta și așa s-a extins lucrarea lui Dumnezeu. Ceea ce vreau să mai spun este că Dumnezeu ne-a binecuvântat pe lângă adunările care le-a întreținut Dumnezeu prin lucrarea aceasta, ne-a binecuvântat pe toți copiii, toți 4 copii sunt credincioși lui Dumnezeu și avem și 11 nepoți. Să vă trăiască! Și Dumnezeu și pe ei îi folosește în lucrare. Și aveți această bucurie că familia dumneavoastră calcă pe urmele Domnului și slujește pe Iisus. Acum nepoți, numai 6 știm despre ei, strănepoți, adică, dar ei încă sunt mici, nu știm, dar de copii și nepoți ăștia de la copii ne bucurăm că toți sunt pentru Dumnezeu. Ce faceți astăzi? Ce faceți acum, în prezent? Cu ce vă ocupați? Chiar acum văd aici, în camera unde suntem, de fapt e o cameră mult mai mare, ca să înțeleagă ascultătorii. Aici sunt și multe bănci și ecoul e mai mare în camera aceasta. Cred că e o sală de adunare. Da. În timpul liber, când nu sunt adunări, deci cum e sâmbătă seara, luni seara, nu era adunare unde mergeam, și facem aici rugăciune și aici avem și vin bolnav la rugăciune și oamenii mântuiți și Dumnezeu lucrează. Așa am gândit că e mai bine să o dai lui Dumnezeu camera asta decât să o dai în chirie și să iei poate, nu știu câte milioane
fie. Mai mare câștig este pentru Dumnezeu. Și aici Dumnezeu face și vindecarea aceea, să mai mântuiesc oamenii, botează cu Duhul Sfânt la cei care cer și... Deci lucrarea aceasta aia trebuie să continue în viața noastră. La Dumnezeu ne însoțește în toate lucrurile acestea și cea mai mare dintre toate este bucuria asta mântuirii copiilor și a nepoților și toată familia noastră să-L iubească pe Dumnezeu. Chiar în momentul în care am venit să vă iau cu mașina, erați la biserică și aveați acolo un timp de rugăciune. Faceți asta zilnic cu cei care se adună acolo, pe lângă ce faceți aici acasă? Da. În fiecare dimineață de la... Noi avem o soră care lucrează aici la depozit de materiale de construcții și ne-a văzut că mergem în fiecare dimineață la rugăciune. Și ea are mașină. Și vine cu mașina înainte de 8, că la 8 trebuie să meargă la servici. Vine înainte de 8 și ne duce la rugăciune și acolo în fiecare dimineață ne adunăm la rugăciune și stăruim pentru bunul mers a Bisericii lui Dumnezeu în rugăciune. Adică nu numai pentru biserica aceea, pentru biserica lui Dumnezeu, care e universală, nu-i o biserică locală. Și pentru toate cauzele care sunt, iată că și astăzi au venit acolo bolnavi, la care le-am făcut ungere, ne-a rugat lui Dumnezeu și iată că s-a dus plină de bucurie și bătrânica. La încheierea acestei frumoase mărturii, aș vrea să adresați un cuvânt ascultătorilor, ceva ce socotiți că este important. Da. Dumnezeu cheamă toate popoarele. Așa scrie Dumnezeu, toate popoarele le cheamă și mântuirea este dată pentru toți oamenii. Că așa zice cuvântul lui Dumnezeu, că Domnul Iisus Hristos a murit pentru toți, pentru ca toți să trăiască prin El. Ce trebuie să facă un om ca să fie mântuit? Trebuie să creadă în Domnul Iisus Hristos, adică să creadă că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele Lui și a înviat din pricină că Dumnezeu ne-a socotit neprieniți. E simplu, dar trebuie primit prin credință. Când auzi cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-L crezi așa cum e El și Dumnezeu atunci ne dă, cum zice în Tit, ne varsă din belșug puterea Duhului Sfânt peste noi.